Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul profesor Teodoru Ghiondea în cadrul campaniei online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Tradiția vie a spiritualității creștine. Astăzi vom vorbi despre un personaj cu totul remarcabil pentru ceea ce înseamnă mistica apuseană. Este vorba despre Sfântul Ioan al Crucii și a sa carte Noaptea întunecată a sufletului. O carte care și-a găsit locul în cadrul colecției Spiritualitate creștină din portofoliul editurii Herald. O carte foarte importantă pentru ceea ce înseamnă mistica apuseană în contextul spiritualității creștine. O carte care aș putea să spun că face un tandem extraordinar cu o altă carte a celebrei Teresa de Avila, Castelul Interior, de altfel între ei existând și o legătură spirituală. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, Sfântul Ioan al Crucii. Cât de importantă este personalitatea acestui mistic în contextul acelor vremuri și mai ales în tot ceea ce înseamnă, așa cum spuneam puțin mai devreme, mistica apuseană? Cred că ar trebui să spunem în primul rând că există o continuitate evidentă și benefică între acea perioadă de câteva secole din Spania, unde s-au întâlnit cele trei tradiții abrahamice și, așa cum spunea Nichifor Crainic, Sfântul Ioan al Crucii continuă învățătura pe care o știm de la Meister Eckhart și de la Dionisie Areopagitul. Deci merge pe o cale apofatică, ca să spunem așa. Sigur, apofatismul lui este unul special. Nu este chiar ce ne-am aștepta. Și asta pentru că Sfântul Ioan al Crucii deschide o perspectivă pur mistică, asupra practicii spirituale creștine. De ce spun asta? Pentru că dacă la Sfântul Dionisie Areopagitul și la Meister Eckhart găsim inflexiuni metafizice certe, foarte puternice, aici nu sunt atât de bine, la Sfântul Ioan al Crucii, nu sunt atât de bine conturate, dar ele stau în spatele acestei practici spirituale, mai ales în ceea ce privește chiar textul pe care noi îl propunem, și anume Noaptea întunecată a sufletului. Termenul de noapte este, sigur, un simbol, dar este un simbol care joacă pe o sau are o gamă foarte largă, o plajă foarte mare de sensuri și acoperă de la seria de sensuri principale și unele din ele sunt numai nuanțe, de la ignoranță, de la neputință, până la tenebrele divine, la indistincțiunea divină. Că trebuie să ne gândim până la urmă unde se ajunge, care este țelul final al practicii spirituale, așa cum o găsim în practica Sfântului Ioan al Crucii. Este unirea intimă, revenirea la Dumnezeu în indistincțiunea lui Dumnezeu. Această indistincțiune a principiului absolut este de foarte multe ori simbolizată prin tenebre. Tenebrele superioare, spune René Guénon, spre ale deosebit de întuneric, ignoranță și așa mai departe, toate celelalte care au o conotație negativă. Prin urmare, acest elan interior, această tendință, această intenție pe care o are omul și este în natura lui să o aibă prin faptul că a fost creat de Dumnezeu după chipul și într-o asemănare cu el, Sfântul Ioan al Crucii, această formulare ultima pe care eu am menționat-o, constituie scheletul, trama, dacă vreți, pe care se țese întreaga practică spirituală.
unde este asemănarea cu Dumnezeu? Asemănarea cu Dumnezeu este în prezența lui Dumnezeu în interiorul omului, în partea lui esențială. Este fața lui Dumnezeu care se află în om. Și totodată, lumina increată, care este proprie feței lui Dumnezeu, ea trebuie să strălucească. Și ea când strălucește, este exact ceea ce spune și Sfânta Scriptură, când ea strălucește, nimic nu o poate acoperi. Adică este biruitoare, cu totul biruitoare, și este cea care salvează sau readuce omul la starea lui inițială. Această stare de noapte, de întuneric, de indistincțiune până la urmă, prima dată este o indistincțiune, cum vedem, de exemplu, la începutul celuilalt text, Suișul Carmelului, este o indistincțiune de dezordine, este o indistincțiune de abstragere de la partea esențială și de la tendința esențială de a merge spre Dumnezeu de către lume. Lumea îl distrage pe om. Prin ce? Prin simțuri îl distrage. De altfel, există două părți, ca să spunem așa, și în textul nostru sunt două mari cărți, și anume este vorba, în primul rând, de o noapte a simțurilor și după aceea vorbește de o noapte a spiritului. Atunci când spunem noaptea simțurilor, nu trebuie să ne gândim numai la aspectul strict senzorial al omului sau la treapta senzorială a cunoașterii lui și a vieții lui interioare, determinată de relația directă cu mediul, de contactul cu mediul. Trebuie să înțelegem ceva mai mult. Trebuie să înțelegem ceva mai mult pentru că din această zonă, din această categorie, face parte sufletul. Sufletul este cel care ordonează. Și atunci această noapte este o noapte a sufletului. Este o noapte a sufletului și această dezordine interioară, această atracție din ambianța exterioară a omului, care se exercită asupra părții lui intime și a părții lui esențiale, bineînțeles că ea trebuie, până la urmă, luminată și ordonată într-un sens benefic, într-un sens pur spiritual. Pentru asta găsim în această primă parte, nu? Noaptea simțurilor, găsim în mod evident referiri la suflet. Sufletul este. De ce? Pentru că și pentru Sfântul Ioan al Crucii, ca și pentru marii spirituali, ei nu fac confuzie niciodată între suflet și spirit, între suflet și duh. Sunt două entități diferite. De ce? Pentru că ceea ce este vechea poveste sau vechea problemă a dihotomiei sau trihotomiei. În mod evident, Origen are dreptate când pune problema trihotomiei ca fiind o realitate incontestabilă. Biserica răsăriteană spune că Duhul este partea superioară a sufletului. Ori ele sunt două realități distincte. Aici este și deosebirea între inteligență și înțelepciune. O să vedem și în Sfântul Ioan al Crucii că cea care trebuie să fie stăpânită prima dată este inteligența, adică este această calitate de a cunoaște, pe care o are această atribuțiune, pe care o are sufletul de a cunoaște, dar într-un mod discursiv, într-un mod logic, dacă vreți, aristotelic, în sensul aristotelic, simplu, cel binecunoscut, logic, al logicii formale, așa cum o știm. Ori trecerea de la această înțelegere a lumii, care cu siguranță că îți dă cunoștințe despre Dumnezeu, pentru că tot ceea ce este o carte, e liber mund, este o carte a lumii, nu face altceva decât să ne vorbească despre Dumnezeu. Dumnezeu se manifestă prin creație. Și atunci, această cunoaștere discursivă, logică, și bazată pe o intuiție simplu, psihică, ea până la urmă nu poate să ajungă decât
într-o zonă întunecată, obscură, pentru că e o limită dincolo de care el nu mai poate trece. Și atunci ce spune Sfântul Ioan al Crucii? Noi trebuie să golim ființa noastră de această gândire, de această cunoaștere limitată. Și atunci intervine ceea ce spune Sfântul Ioan al Crucii, intervine această zonă a nopții spiritului în care toate conceptele și categoriile pe care noi le-am dobândit pe parcursul primei cunoașteri, a cunoașterii distinctive, trebuie purificată. Această gândire trebuie purificată pentru că trebuie să ajungem de la inteligență la înțelepciune. Înțelepciunea nu prevede sau nu constituie o modalitate silogistică, o modalitate logică de cunoaștere indirectă, ci o cunoaștere directă, o pătrundere directă. Or, această pătrundere directă, spune Sfântul Ioan al Crucii, nu este posibilă când noi suntem în interior mobilați cu tot felul de gânduri, cu tot felul de atașamente din acestea conceptuale care nu ne permit să tindem realmente și să putem ajunge la această indistincțiune divină, adică la ce? La eternitatea și infinitatea lui Dumnezeu, la caracterul lui absolut. E foarte interesant că toată opera lui Sfântul Ioan al Crucii este extrem de metodică și de, cum să spun, aș spune chiar exactă, mai mult, sigur, exactitatea nu este rigoare în sensul strict al cuvântului, dar rigoarea lui merge la o detaliere a acestor faze, a acestor impedimente de a ajunge la Dumnezeu, de a ne uni cu Dumnezeu, încât sigur că ele pot fi urmărite cu mare atenție și în același timp, citind textul Sfântului Ioan al Crucii, avem și acest beneficiu al transmiterii influenței spirituale pe care o poartă un asemenea text. Nu este un text teoretic. Este o transcriere a experienței directe pe care a avut-o Sfântul Ioan al Crucii. Elementul foarte important, ce provoacă până la urmă în noi această noapte? Provoacă suferință. Ori suferința are un caracter benefic din mai multe motive. Primul motiv este că însăși ființa noastră are o calitate sacrificială, are un atribut sacrificial. De ce? Pentru că plecat din autonomia și, cum să spun, starea paradisiacă inițială, nu? El vine în lume unde este supus tuturor atracțiilor care până la urmă devin impedimente în a reveni la starea lui inițială de puritate absolută. Și atunci asta este suferință. Suferință care provine nu numai din ignoranță, provine și din neputința de a depăși acest caracter lumesc pe care îl capătă ființa umană pentru a se putea orienta și a putea trăi în manifestarea universală, în lume, în cosmos, cum vreți să-i spuneți, în univers. El trăiește într-o asemenea noapte. Sfântul Ioan al Crucii arată că acest mers al nostru, această suferință profundă, ne creează în același timp și o stare de binecuvântare în sensul că este principala motivație, este combustia vieții noastre spirituale. Nu trebuie să refuzăm sau nu trebuie să fugim, nu trebuie să respingem suferința, ci trebuie să ne o asumăm, să o înțelegem, să o pătrundem, dar nu vom putea prin inteligență, ci numai prin înțelepciune, adică prin această intuiție intelectivă, nu? Care o obținem tocmai prin purificare. Și vorba aici, sigur, de asta, de exemplu, Nichifor Crainic spunea foarte clar că tot ceea ce spune Sfântul Ioan al Crucii este mai adâncit și mai sistematic în ceea ce privește doctrina purificării. Sigur, poate ascultătorii, cititorii, sigur, vor spune, domnule,
toți maestrii spirituali vorbesc de purificare. Da, vorbesc de purificare, dar una este să vorbești teoretic sau să o spui în sens general, este cu totul altceva când bazat pe textul sacru, Sfântul Ioan al Crucii, nu? Vine și îl face efectiv o călăuză spirituală. Căci iată ce spune Sfântul Ioan al Crucii și care este, de exemplu, despre noapte. Spune așa, această noapte despre care spunem că este contemplația, creează în oameni, în oamenii spiritului, două feluri de tenebre sau purificări corespunzătoare cu cele două părți ale omului, cea senzitivă și cea spirituală. Astfel, prima noapte sau purificarea va fi cea senzitivă, în care sufletul se va purifica la nivelul simțurilor pentru ca acestea să fie pe potriva spiritului. Cea de-a doua noapte sau purificare va fi cea a spiritului, prin care sufletul este purificat, dezvolit și înduhovnicit, acomodându-se și pregătindu-se astfel pentru unirea în dragoste cu Dumnezeu. De unde până la urmă această afirmație? Care este temeiul scripturar? Păi uitați care este. Temeiul scripturar, de exemplu, se află în Luca, capitolul 9, 23 cu 24, care spune așa: dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Căci cine vrea să-și salveze viața o va pierde, cine însă o va pierde, pentru mine acela o va salva. Iată deci care este temeiul scripturar. Suferința aceasta este suferința pe crucea Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte și aduc aminte și ascultătorii că atunci când suferința Domnului Iisus în natura sa umană pe cruce, da, a culminat la un moment dat cu un cutremur și cu un întuneric. Vă aduceți aminte că s-a întunecat. Iată o corespondență. Suferința aceasta produce o întunecare care pregătește o lumină uriașă, orbitoare. Această lumină orbitoare o cunoaștem din viața Domnului Iisus, din transfigurare, din schimbarea la față. E, această schimbare la fața Domnului Iisus trebuie să se petreacă și în practicant, și în credincios trebuie să se producă încet, încet această transformare a acestei nopți duble din el să se transforme într-o lumină care să-l izbăvească. Este foarte interesant că Sfântul Ioan al Crucii merge, cum spuneam, la detaliu și vorbește de trei feluri și trei substituiri în zona inteligenței, a memoriei și a voinței. Și spune așa, că această golire a inteligenței este de fapt o aplecare spre conținutul negativ, adică spre ceea ce, aici intervine și aspectul apofatic, spre ceea ce inteligența îți arată și inteligența la nivelul acesta îți arată ceea ce este lumea, ea nu trebuie să te atragă, ea trebuie să-ți dezvolte această dorință de separare a ceea ce inteligența ți-a adus. În ceea ce privește memoria, al doilea element, ea trebuie întotdeauna umplută cu amintirea lui Dumnezeu, care trebuie să fie continuă. Ea este legătură. Cum se face această amintire continuă? Simplu și ritual, prin rugăciune. Rugăciunea continuă. Domnul Iisus o spune, rugați-vă neîncetat. Apostolii o spun, rugați-vă neîncetat. Iată, rugăciunea continuă. Iar la nivelul voinței, este o transformare a intenției sincere într-o aspirație continuă, puternică, da? Și iubire către Dumnezeu. Cele trei aspecte, cele trei componente, inteligența, memoria și voința, cumva se suprapun pe cele trei tipuri de suflete de care vorbește Platon, și anume noetic, patetic și apetent. Adică cel al intelectului, al inteligenței care trebuie să se transforme în intelect,
al pasiunii care trebuie să se transforme în iubire pură, care să treacă dincolo de aspectele simplu afective pe care le avem și care sunt legate de lumea aceasta, nu? Și aspectul apetent sau voința, care trebuie să se plieze și să se identifice cu voința lui Dumnezeu. Dar asta se face prin Domnul Iisus. Asta se face prin Domnul Iisus pentru că Domnul Iisus este mijlocitorul. Vedeți? Suferința aceasta de care vorbește Sfântul Ioan al Crucii mai provine din ceva. Și anume din lipsa de comună măsură între om și divinitate. Este o lipsă de comună măsură. Când spun om și divinitate, spun două lucruri care nu au în comun nimic, în sensul că ele nu au elemente comune. Ele sunt legate într-un raport sau într-o relație recesivă. Omul și Dumnezeu nu formează o dualitate, formează o unitate cu două aspecte din care unul e etern, Dumnezeu, și unul e trecător, e contingent. Și asta creează o tensiune interioară care dă suferință. Dar este o suferință pozitivă, pentru că avem și răspunsul la ea. Domnul Iisus Hristos prin cele două naturi ale sale, divină și umană. Asta vine din ce? Vine din aceeași iubire pe care Dumnezeu o are către noi, căci, spune Sfânta Scriptură, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe însuși Fiul Său l-a trimis, nu, în lume. Și atunci, iubirea aceasta care se împletește cu suferință învinge această dublă noapte. Nu numai a sufletului nostru, dar și a Duhului nostru, care de multe ori suportă această redundanță a lumii, acest ecou al luminii, și asta se face printr-o purificare conceptuală, categorială. Atunci când trebuie să înțelegi că inteligența este o fază premergătoare înțelepciunii, când trebuie să înțelegi că indefinitul, necuprinsul tău ca om, nu este decât un simbol pentru infinitatea lui Dumnezeu și eternitatea lui. Și atunci când faci distincțiunile astea în categorii, în concepte, atunci purifici spiritul, îl eliberezi de niște atașuri, de niște legături care nu făceau decât să-l împiedice ca el să se golească realmente, așa cum știm și de la Meister Eckhart, așa cum știm și de la Sfântul Dionisie Areopagitul. Vedeți, la Sfântul Dionisie Areopagitul, această golire este totală și este conceptuală de la început. Cine este Dumnezeu? Ce este Dumnezeu? Păi Dumnezeu nu este asta, nu este asta, nu este asta. O serie, o cascadă imensă, uriașă de negații. De ce? Pentru că nu poți să spui ce este. Nefiind această comună măsură, omul plin de suferință nu poate spune. El este în această noapte unde așteaptă lumina care vine și pe care întunericul, până la urmă, cum spune Scriptura, nu o poate acoperi. Această pozitivare continuă a suferinței se face numai prin urmarea Domnului Iisus Hristos. El ne dă, El este nu numai paradigma, e simbolul, e tot ce vreți, este calea. Eu sunt ușa. Numai prin mine veți ajunge la Tatăl, spune, da? După aceea spune din nou, veți ieși și veți intra și pășune veți afla. Vedeți ce formulare extraordinară. Intri într-o parte, dar ai ieșit din partea cealaltă. Partea cealaltă este partea întunericului, cealaltă parte este cea a luminii, unde găsești această pășune continuă, această pășune de fericire, de apropiere de Dumnezeu, unde tu nu mai ești tu. Vedeți, chiar din punct de vedere al tuturor tradițiilor, vedem că sunt elemente comune nenumărate. Nu numai practica sufită, sau dacă rămânem numai, nu trebuie să rămânem numai în zona tradițiilor abrahamice, dar ne gândim ce înseamnă tapas în hinduism,
E același lucru. Este o suferință care trebuie înlăturată. De cum? Prin purificare și care este necesară pentru asta. Ne gândim mai departe pe această doctrină a suferinței. Se sprijină întreg budismul. Nu? Totul este suferință, spune Patanjali. Nu? Totul este suferință. Și după aceea începe, nu, detalierea ei, care este originea suferinței, care sunt căile de părăsire a suferinței și așa mai departe. Dar partea cea mai importantă, poarta spre o asemenea înduhovnicire, spre o asemenea progresie sufletească, cu siguranță că este cunoașterea. Cu siguranță că este cunoașterea. Aș spune, aș îndrăzni să spun că mersul de la noapte, de la întuneric, la lumină, este un mers al cunoașterii. Vedeți? Faptul că îl continuă într-un fel și merge pe aceea linie cu Maestre Eckhart, Sfântul Ioan al Crucii, se vede și din ceea ce spunea, de altfel, în mod expres, Maestre Eckhart. Dincolo de cunoaștere și iubire, este atot milostivirea divină. Pentru că ce se întâmplă? Nu este posibil numai mersul meu către Dumnezeu. Asta o spune și Sfântul Ioan al Crucii. Nu este suficient ca eu să-mi doresc total lucrul ăsta. Ca viața mea să fie o torță vie care arde numai pentru iubirea față de Dumnezeu. Mai este necesar ceva. Ca Dumnezeu să coboare spre mine. Și El coboară întotdeauna spre mine. De ce? Pentru că eu sunt creația mâinilor Lui, sunt creația iubirii Lui, a înțelepciunii Lui. Și atunci, ca El, realmente, aș spune eu, să fie veșnic și infinit, absolut, El trebuie să mă readucă la El. Ori așteaptă de la mine lucrul ăsta. Și ăsta este sensul trimiterii Domnului Iisus Hristos la noi. Și vedeți că Domnul Iisus Hristos este, îl găsim pomenit și în alte tradiții. Nu mai spun în tradiția islamică, în tradiția sufită. Are o anume semnificație, sigur, mult mai largă, fără să fie numit, nu în cabală, când se vorbește de antecrist și așa mai departe. Și, mă rog, despre Masiah. Așa, sunt în hinduism, avem Mlecha Avatara, avatara lui Vishnu, care este Mlecha Avatara, este avatara străin, adică care nu face parte din tradiția hindusă propriu-zisă. Și toată lumea știe că acest Mlecha Avatara este Domnul Iisus Hristos. Deci, vedeți, această practică spirituală pe care o dezvoltă Sfântul Ioan al Crucii în cele două, și în Suișul Carmelului și Noaptea Întunecată a Sufletului, care sunt, cum spuneam, sunt conexe, ele sunt într-un aport de complementaritate și, aș spune, și de recesivitate, pentru că până la urmă punctul final sau cel mai important rămâne Noaptea Întunecată a Sufletului. În Suișul Carmelului este o exercitarea voinței aceasta la nivelul virtuților, nu? După, am spune noi, un model așa, care îl mai știm și de la Maestre Eckhart, simplex unum în simplex unum. Golirea mea și Dumnezeu vine și se lășluiește în mine. Devin una cu El. De ce? Pentru că îl am în El. René Guénon punea o întrebare, sigur, retorică, într-unul din studiile sale. Spunea, sunt foarte importante întrebările toate legate de Dumnezeu, dar una poate că este, în mod excepțional, atrage atenția. Suntem noi în Dumnezeu sau Dumnezeu e în noi? Vedeți? După o glumă care circulă încă, răspunsul este da. Răspunsul este da. Noi în El, El în noi. Nu ne-a părăsit niciodată, trebuie să ne regăsim pe noi. Cunoașterea de sine, așa cum știți că există într-o formulare
și filozofică, dar socratică, antesocratică, cunoaște ține, cunoții seafton, și o găsim în tradiția sufită sub o formă completă. Cine își cunoaște sinea, cunoaște pe Domnul său. Deci îl cunoaște, de cine își cunoaște sinea, propriul, cunoaște sinele suprem, pentru că Dumnezeu, fața lui Dumnezeu, este în noi, este în partea noastră interioară. Și atunci, vedeți, de asta vorbim de un sfânt catolic. Vorbim de un sfânt, nu? Din creștinismul catolic. Pentru asta există în catolicism acest cult al inimii lui Hristos. Pentru că acolo fața lui Dumnezeu iradiază această lumină care te izbăvește, care te scoate din această noapte a ființei tale de lut, aș spune eu, care este aici pe pământ și te readuce la condiția ta cerească, aceea de a fi acolo unde ai fost inițial, ceea ce numește în general ezoterismul, omul universal. Sigur, se poate vorbi foarte mult de Sfântul Ioan al Crucii, pentru că, de fapt, continuând această linie spirituală, aș spune chiar această linie ezoterică, care s-a format în tradiția abrahamică din Spania, aceea celor 5 secole, duce mai departe și toate elementele care au existat acolo, ele se propagă de-a lungul secolelor și le găsim și astăzi, aș spune măcar teoretic, pentru că e greu să spui unde se mai află și sigur că lumea modernă impune o anume discreție a celor care practică realmente nu? O cale mistică, o cale spirituală. Îți impune o anume discreție pentru a te feri în primul rând și pentru a-i feri și pe alții ca să nu înțeleagă greșit sau, eu știu, să nu provoci adversitate. Dacă nu contrarietate, de obicei se mai apare și cât un fenomen de adversitate. Această carte este, sigur, din punctul meu de vedere, este o carte care trebuie obligatoriu, este necesar să o citești, pentru că, la fel ca și Războiul nevăzând al Sfântului Nicodim Aghioritu, este un îndreptar, este o călăuză a noastră. Și sigur că cititorul acestei cărți are posibilitatea ca să realizeze ceva din ea dacă este într-adevăr interesat de viața sa spirituală și nu trebuie să uităm că niciodată că viața nu se termină aici. Odată cu plecarea din lumea asta, mai urmează și altceva. Nu este atât de simplu cum credem noi de obicei sau cum simplifică unii. Trebuie să fim atenți la tot ceea ce este. Spunea un înțelept bătrân din antichitate, spunea că seara trebuie să-ți faci calculul ca și cum ai muri peste noapte. Iar planurile pe care ai să le faci, să le faci ca și cum ai trăi veșnic. Poate că ar mai trebui amintit și altceva în ceea ce privește practica spirituală a Sfântului Ioan al Crucii. Cred că ar mai trebui pomenit și principiul lui Epictet. Sustine et abstine. Adică vine de foarte departe, vreau să spun, această practică spirituală în esența ei, în partea ei centrală. Vine de pe vremea stoicilor și este un gen de stoicism, dar este sigur infinit mai bogat prin înțelepciunea lui Dumnezeu în varianta ei, sigur, creștină, cea dată nouă tuturor. Este o carte esențială, este o carte care nu cred că trebuie să lipsească din lectura nimănui din cei care sunt interesați și chiar dacă n-ar fi atât de interesați, cu siguranță că citind cartea Sfântului Ioan al Crucii vor deveni mult mai interesați și cu mult mai multă știință despre interesul pe care l-au pentru
soarta și pentru destinul și pentru ceea ce este de făcut. Mulțumim foarte mult, dragii noștri. A fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea, ca de fiecare dată, cu informații foarte prețioase. Am vorbit despre Noaptea Întunecată, Sfântul Ioan al Crucii, o carte aflată în colecția Spiritualitate Creștină și de asemenea în campania online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Tradiția vie a spiritualității creștine. Mulțumim foarte mult domnului profesor Teodoru Ghiondea, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!